și tot. Odată m-a lovit o echipă de gimnaste care toate erau cu funde în cap. Erau de la Onești. Măi, zic, s-a multiplicat Alina. Ce mă fac? Deci eu nu puteam să suport să mă copieze cineva. Și când am văzut o echipă întreagă de fetițe cu funde în cap, am zis, gata, s-a terminat cu fundele și am încercat să-mi schimb coafiura, să devin mai domnișoară. Și am început să-mi fac un coc mic în spate. Ei, să vă spun la europene, la acela cu Tsukahara, mi-am făcut un coc să semăn cu cea mai mare gimnastă, care am văzut-o eu la 14 ani. De-aia a supărat pe mine. Că n-ai pus accent pe copilăria. La 14 ani am fost la Dortmund, în Germania, și era campionat mondial. Deci eu am zis, ori începe cu Dortmundul, ori începe cu campioană, ori nu știam cu ce o să înceapă, dar oricum trebuia competiție să fie. În sfârșit, acolo, la Londra, mi-am făcut cocul care l-am văzut la Vera Ceaslavska, prima gimnastă care a obținut nota 10. Deci nu este, Nadia, îmi pare foarte rău pentru România. Prima gimnastă, Vera Ceaslavska din Ceoslovacia. Și toată lumea a popularizat Nadia, dar eu aveam modelul Vera Ceaslavska. Și cocul meu, bineînțeles, că tot tremuram, că nu-mi rezistă. Una la bârnă, că aveam o rostogolire, la sol, săriturile, salturile, iarăși mi-au scuturat bine coafiura și am ajuns cu cocul Vera undeva pe ceafă, pe aici. Și am zis, Doamne, bine că s-a terminat concursul și nu mi s-a stricat coafura. Pentru că era groaznic să nu aveam timpul necesar să mă repar în timp, să mă și încălzesc, să ajung pe aparat, să mă prezint și onorabil. Am văzut în film cocul acela și m-a deranjat și mă deranjează și acum. Așa că am să port tot codițe. Nu știu cât timp. Oricum vă mulțumesc. Am multe secrete, foarte multe secrete ale gimnasticii. Da. Și am să încerc totul să le scriu ușor, să le mai... Să ajungă și la alte persoane secrete. L-am vrut în spatele cortinei ceva se întâmplă. Deci toate medalele au fost discutate undeva în spatele cortinei. După perdeaua aia erau aranjate. Corect. Și lumea nu știe lucrul ăsta. Dar noi zâmbeam, știam și când totuși am aflat de ce nu trebuia să fac coborârea la bârnă sau fă ce vrei, toată execuția la bârnă, de când m-am urcat pe bârnă, ziceam, Doamne, dar de ce mi-a spus așa? Ce trebuie să fac eu? Calmează-te, hai că ai flicul înainte. Iarăși îmi spuneam, da, de ce mi-a zis coborârea? Tot am ajuns la aproape de partea de final și nu tot asta m-a frământat. De ce mi-a spus să fac ce vreau? Cum vine aia să nu-mi spune exact ceea ce trebuie să fac? Și până la urmă zic, ma, fi deșteaptă. Am alunecat într-un șpargat, încă îmi vorbeam, numai șopteam. Fi deșteaptă, odihnește-te, zâmbește-le, că zâmbetul trebuia să fie la ordinea zilei. Și după aia zic, bă, o coborâre simplă, n-are rost să te arunci să riști și vezi tu pe urmă ce iese. Și a ieșit o medalie de bronz. Asta a fost un mic secret, care sunt foarte multe de genul ăsta. Și cum am pierdut olimpiada și depresiile prin care am trecut, pentru că am pregătit, cred că nu știu câte gimnaste au pregătit 3 olimpiade și s-au prezentat doar la una singură. Și munca de 4 ori 3, 12 ani intens în sala de competiție, spunându-ți că trebuie să reziști, trebuie să fii acolo, trebuie să particip. Înainte de olimpiada din 72 am avut un accident la cot. Credeam că n-am să mă repar și totuși m-am reparat. Dar la olimpiada am mers fără antrenor. Singura echipă din lume care se prezintă la olimpiadă fără antrenor. Da, și tot așa fetele toate au renunțat la elemente mai grele, mai dificile
Eu nu, că eu trebuie să-mi fac exercițiu. Și acum închei ca să nu vă plictisesc, că trebuie să mâncăm dulcele, dacă nu mai pot. Mi s-a rupt palmiera pe aparat, la paralele. Și zic, na, ce faci acum? Că tu vrei să te întorci sus, să faci întoarcere, ți s-a rupt palmiera. Am simțit, crâc, ceva în palmă, nu mai merge. M-am urcat sus, pe bara înaltă, am dat din picioare, dar n-aveam curajul să trec dincolo. Iar m-am dat în jos, iar încă o dată încercare de două ore, aia se depunctează. Am dus concursul până în final. În final aveam un salt de pe brațe care era periculos. Deci eu puteam oricând să alunec, să mi se încoșoare mâna de bară. În orice caz am ieșit cu brio, dar penalizată. Și atunci a venit o gimnastă sovietică, nu știi? Corbut. Da? Corbut. Și Olga Corbut, Olga Corbut, care făcea cele mai trăsnite elemente, mai ceva, niște salturi, contorsionări, ca la circ, pe bârnă, a venit cu un salt de la paralele și căzuse zdravă și ea. Și a zis, stai liniștită, m-a bătut pe umăr după, deci consolarea mea a fost că m-a liniștit Olga Corbut. Că n-am stricat prea mult, că și ea a făcut varză tot paralel. Așa că astea sunt diverse momente din competiții mari. Gimnastele totuși s-au străduit să-și facă toate datoria, în lipsa antrenorilor, în lipsa condițiilor. Iar eu, așa cum am amir, cum am ieșit de aici, din sălița asta, nu știu, nu vine să cred, dar Doamnei Isarei datorez perseverența cu care a luptat și la toate concursurile vroia să fim câștigătoare. Chiar se certa cu arbitrele și își dorea foarte mult ca noi să fim răsplătite pe munca noastră. Că